Salutare, și astăzi jucăm un nou joc las nu știu ce se numește sosire autobuz. E ceva legat cu un autobuz, un autobuz și da. Vom vedea în episodul de astăzi, care va dura nu știu cât. Voi decideți. Vreau să decideți voi. Odată m-am întrebat eu, vreți videoclipuri scurte, dar 3 pe zi? Sau videoclipuri lungi, dar unul pe săptămână? Nu știu, nu mi-ați răspuns, să chiar aș dori să-mi răspundeți, pentru că contează enorm de mult și de mai și pe autobuz și... Dacă mă întrebați de ce avem autobuz ros, pentru că așa e în joc și noi trebuie să urcăm aici, luăm pasagerii și plecăm în treaba noastră. Trebuie să avem grijă și la mașini. Și noi ne debla, vedeți? Ce zic? Era să lovim mașina. Vreți să punem nume stațiilor? Oh, dacă nu reușești să oprești la o stație, te dă de la început. N-ai ce să-i faci. Vezi? Te dă de la început. Trebuie să fim foarte atenți. Noroc că săgețile astea și că vedem dacă n-ar fi, efectiv ar fi doar stâlpul ăla care arată că-i stați, cred că n-aveam cum. Mergem? Este bine. Deci e foarte fain autobuzul. Vedeți? Trenul de Pitești, de Ploiești. Vreau să stau pe șină până vine trenul. Domnul, vine trenul. Deci nu vine. Bun. Hai să trecem. Poate că o să vină imediat. Dar asta pentru noi nu mai contează deja. Aici un obstacol greu și nu o să continui jocul decât dacă apăsați pe like și pe clopoțel. Bun, încă aștept. Sper că ați dat like și ai să continuăm. Ok. Noroc că deja oamenii care au stat pe trecere nu mai sunt și vede stații, dar este bine că am oprit. Era să nu oprim. Și putem face și multe lucruri cu banii câștigați. De exemplu, uitați, am ajuns la finish și aia ne dă bănuții 250. Și eu am făcut deja lucruri și hai să... Aici dacă dai bani și mai trebuie să dăm 1200, nu 1180. Dacă mai dăm 1120, nu știu, nu vă prea pricep, scrieți-mi voi în comentarii că trebuie să mai dăm ca să avem roata. Bun. Hai să continuăm, ok? Să mergem pe busulică fără frică. Adică pe bus. Te pus pe cica mai repede și uitați-vă numai la caracterul nostru ce urât e. E chel. Strălucește chelia. Bună. Așteptăm. Și bună. Am ajuns în meci. Că nu e meci. Și nu cred că prea vă place să jucați. Nu e prea fain, dar stai, mic. Uitați ce mod stai. Poți să-ți schimbă autobuzul? Da, trebuie să la o reclamă, ceea ce nu vom face, așa că poate în următorul episod de mâine sau de poimâine, nu știu când o să mai fac cu acest joc, o să facem update și o să-l avem pe cel galben. Ce era să nu intre pasagerii, bum, eu sunt busturica fără frică. Deci, hai să facem un challenge. Până când e finalul, trebuie opresc și direct urc, că ăia pornesc. Se vede că nu ne-am dat de la început în final. Dat o față furioasă.
Vreau să rău de tot în glumă. Bun, hai să mai dăm bani pentru roată. Pentru că, na, roata noastră trebuie să... What? 295. Ok. Mai trebuie să dăm doar... Trebuie să mai dăm 885. Deci, da, 885 dăm și câștigăm roata. Uite ce am luat. Până acum am luat asta. Sunt cât de fain. Și stai să văd ce am mai luat. Mica. Și de bus trece prin oameni, efectiv, uitați. Spune, autobuz, te rog. Și ne duce direct. Ulisneț. Era să lovim poliția, ne-ai dat ea câte oameni. Hi-hi-hi. Uuu, trenul de Ploiești. Și de Pitești. Și de Pitești. Bustunica. Mamă, nici n-am observat, adică i-am observat, dar prea târziu a fost pentru câțiva dintre ei. Oh, no. Shibuya. Cred că am ajuns la finish. Și sfârșit de rută. Cum vreți să se numească, nu știu ce vreau să zic, cum vreți să se numească stațiile? Adică prima, a doua și nu știu câte stații, dar să le numărăm în următorul, următorul meci, adică când mai merge cu autobuzul, mai avem nevoie doar de 660 și putem să luăm roata, roata, roata. Bun, hai să vedem. Și spuneți-mi voi nume pentru stații. Spuneți-mi 10 nume de stații și ca să nu le mai numărăm, 10. Pentru că n-avem mai mult de 10. 10. Eu vă dau un exemplu care cred că o să-l pun. Piața Victoriei. Deci da, prima stație se va numi Piața Victoriei. Pentru restul, vreau să-mi dați voi idei. Bun, haide-te. Mulțumesc. Plăjui. Oh, Netstar. Bun. Aș vrea să fac un videoclip mai lung, adică n-ai foarte scurt, deja doar 8 minute am făcut. Și dați-vă, mamă, ce... Bă, merge singur. Bun, cât mai avem nevoie pentru roată? Doar de 415 și câștigăm roată. Deci trebuie să mai facem două curse cu autobuzul și... Iată, adică noi îl conducem, gen. Oprim și provocarea acestei runde să nu lovim absolut nimica. Buia! Deci trebuie să avem mare grijă să nu lovim nimica. Era să lovim o mașină. Bă, ce-am lovit? Bun, n-am văzut ce-am lovit pentru că sunt foarte mintite reale. Bă, da, vă mai băgați, că oamenii ăștia unii se bagă efectiv. Se bagă în fața autobuzului și stă, da, te enervează, nu? Ok, doar 205. Avem nevoie de 210. Perfect. Chiar foarte perfect. Mai conduce o dată foarte frumos și cred că dacă conduci super bine îți dă 300 de din aia. Și ne-am abia la level 10. Vă dați seama că n-am avansat atât de mult.
Bă, nu-mi zi. Nu-mi zi că trec pe unde trec și vacile. Sau ce-or fi astea? Bine. Autobuz în sat, n-am mai auzit de așa ceva. Pentru că aici e efectiv un sat. Bine. Piața Victoriei e prima. Mai spunem, cred că gata. Gata, roata e a noastră. E a noastră roata. Mulțumesc, exact asta voi. Și, spuneți cum arată roata. What? Și uitați-vă, numai cum arată roata. Efectiv, superb, bă. Și restul banilor îi băgăm la carturile astea, că trebuie să dai 5.000 de lei pe ele. Și da, în următorul episod, adică mâine sau poi mâine, vom avea un alt autobuz. Până atunci, pa, pa! Până atunci, ne vedem mâine sau, nu știu, când o să fiu, ne spun. Pa, pa!